Rusia bombardează în continuu centrala nucleară de la Zaporojie, dar îi numește pe ucraineni sinucigași. Dacă vor să supraviețuiască, să fugă, este mesajul președintelui Volodymyr Zelensky pentru invadatorii ruși. Armata Ucrainei a anunțat că a început lupta pentru recucerirea teritoriilor ocupate din sudul țării. Conform știrile ProTV.ro, între timp o echipă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică este așteptată la Zaporojie, unde rușii și ucrainenii se acuză reciproc de bombardamente în zona centralei nucleare. Noi imagini din satelit arată că acoperișul uneia dintre clădiri ar fi fost lovit de rachete, iar în apropiere au fost surprinse cel puțin 3 transportatoare blindate rusești. Rușii încearcă să cucerească de săptămâni bune orașul din estul regiunii Donețk. Mai multe case au ars după tirul de luni al rachetelor, așa că mulți dintre cei care se ascund în buncăre nu vor mai avea unde să se întoarcă. De câteva zile este bombardat fără pauză și Harkovul, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Oamenii de acolo spun că rușii au folosit în zone rezidențiale muniții cu dispersie. Între timp, Ucraina susține că a recuperat 4 sate din apropierea orașului Kherson, ocupată de ruși încă de la începutul invaziei. Surse de la Kiev spun că armata ucraineană a început în această zonă o puternică contraofensivă, pe care rușii susțin că deja au respins-o. Centrala nucleară de la Zaporojie rămâne în centrul tensiunilor, după ce în ultimele săptămâni a fost ținta unor atacuri care au pus în pericol integritatea reactoarelor. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că o echipă de specialiști va inspecta centrala săptămâna aceasta. Imagini recente din satelit arată acoperișul centralei găurit în mai multe locuri, cel mai probabil în urma bombardamentelor. În tot acest timp, televiziunea de stat din Rusia prezintă imagini în care centrala nu pare să fie afectată în vreun fel, deși tot ei îi acuză pe ucrainenii de bombardarea centralei.